Atacat în ultimul weekend de Costel Alexe, șeful PSD Iași a dat replica astăzi liderului PNL, despre care a spus că singurul proiect pe care l-a făcut pentru Iași a fost dedicat viperelor. La rândul său, într-un comunicat de presă, Costel Alexe a spus despre Maricel Popa că se face de râs cu fiecare ocazie. Lupta politică dintre PSD și PNL se duce și pe plan local, unde Costel Alexe și Maricel Popa nu ezită să se atace, mai ales că ne aflăm în an electoral. Într-o conferință de presă, liderul PSD a pomenit că ministrul mediului nu a făcut nimic pentru Iași de când se află în guvern. Nu, mă scuzați, deputatul Viperă sau deputatul Clănțău. Îi place să clănțănească. Singurul proiect care l-a remarcat în Iași a făcut pentru ieșeni, protecția trei vipere care nu le-a văzut nimeni niciodată. 350 de milioane care au fost date la clientelă politică, la consultanță și doar atât. Cum este și proiectul pe care l-au realizat împreună cu Universitatea Tehnică, tot la fel de consultanță, pentru că știu să fac multe consultări, multe studii de fezabilitate. În replică, Costel Alexe a pomenit într-o comunicat de presă că Maricel Popa nu s-a zbătut pentru proiectele Iașiului. Este neputincios și incompetent, o știm cu toții și ne-am convins de nenumărate ori în ultimii 3 ani în care a făcut figurație în fruntea Iașiului, trădând mereu interesele județului în favoarea unor interese personale și de partid. Eu fac echipă cu oricine. Oricine, pentru oricine, am ușa deschisă și voi colabora. Știu să și cedez, știu să și trag mai mult să fiu locomotivă. Putem lucra împreună pentru Iași, pentru locuitorii Iașului, care trebuie să fie pentru noi o prioritate. Dezvoltarea învățământului, dezvoltarea sănătății și a sistemului sanitar de stat, nu neapărat privat, că privații pot și singuri. Cum la București, Dragoș Bogdan candidează la primăria Bucureștiului, l-aș invita să candideze la primăria Iașiului. Eu colaborez cu oricine. Numai să aibă proiecte pentru Iași. Asta este singura condiție. În ceea ce privește candidatul PSD la primăria Iași, Maricel Popa a evitat să dea vreun nume.